Bine v-am regăsit! În sfârșit ajung și eu la peste 60 de ani să citesc de-a lungul la 2-3 săptămâni, pentru că arată respectabil, o carte, de fapt 6 cicluri care sunt traduse integral acum pentru prima dată, un volum aproape cu statură legendară, chiar mitică, în cadrul a ceea ce se cheamă literatura universului concentraționar. Varlam Shalamov, povestiri din Colima. Monica Lovinescu mi-a spus în 91-92, cum dragă îl știi pe Solzhenitsyn în anul 80, pe De Roșii, nu-l știi pe Shalamov? Și bine, dar n-am prea auzit de el. Păi să știi că, într-un fel, poate exagerez, a spus ea, ce reprezintă Solzhenitsyn pe orizontală, deci o putere extraordinară de cuprindere a sute și sute de destine, de tot felul care sunt băgate în culac, reprezintă Shalamov pe verticală și ai să vezi în el sute de zeci de pagini aproape de Chekhov. Exact așa este, dar mă grăbesc să vă spun că este o lectură care te încercănează. Este foarte greu să vezi ce înseamnă când tu stai într-o libertate perfectă, ce înseamnă focalizarea pe un obiect care devine pur și simplu Dumnezeu. Deci în ce hal te aduce destinul în taiga, în colima, să iei o conservă. Ce înseamnă o cutie de carne? Ce înseamnă un borcan cu dulceață? Ce înseamnă un săpun? Ce înseamnă o țigară? Ce înseamnă un pieptene? Ce înseamnă o pagină de carte, măcar ruptă într-o carte, niște rânduri tipărite? Ce înseamnă un creion? În fine, toate lucrurile astea infime care sunt, care fac parte din domesticitatea noastră, capătă aici dimensiuni ireale. Ce înseamnă o pereche de ciorapi? Ce înseamnă să primești niște mănuși când afară sunt minus 40 de grade? Ce înseamnă să nu ai 2 ani scrisori de la soție și să vezi că, de fapt, gardianul sadismului le păstrează undeva și după 2 ani te cheamă și zice, hei, uite, astea sunt scrisorile de la nevastă ta. Și brusc le aruncă în foc. Uite așa, pentru că așa vrea el. Sunt pagini înfiorătoare și care au și un destin, de fapt. Pentru că omul nostru schimbă mult azimutul la tot ceea ce știam noi din literatura de închisoare. Noi eram învățați că, la români măcar, închisorile au fost academiile noastre de sub pământ, cum le-a spus Petre Pandrea. În închisoare, cum ne spune Nicu Steinhardt, se învață solidarizarea, stau la un loc bătrân cu tineri, foștii activiști, cu delinvenții de drept comun, academicieni, bețivi, pungași, toată lumea este la un loc și se solidarizează. Ei bine, nu. Shalamov spune că este exact invers. Nimeni nu iubește pe nimeni, nimeni nu se solidarizează cu nimeni, fiecare îl fură pe fiecare, fiecare așteaptă boala și îmbolnăvirea celuilalt ca să ia ciorapii, izmenele, tot, nimic nu este bun. Deci, să vă spun rapid despre el, este un om care se naște în 1907, a fost tăbăcar, face facultatea de drept, intră în închisoare din 29, în 31, e repus în drepturi, în 37 este arestat din nou, în 43 la anii de condamnare îi se mai dau încă 10, deci compară închisoarea din anul terorii lui Stalin în 37 cu aia din 47 și după. Iar morala fabulei este aceasta. Prietenia nu se leagă nici în nevoi, nici în nenorocire. Necazul nu este niciodată destul de acut și profund decât dacă îl împărtășești cu altul. Și principiul întregii mele vieți, concluzia experienței mele personale, este că în primul rând trebuie să întorci palmele care ți se dau și abia după aceea să te întrebi ce este mila, să ții minte răul înaintea binelui, să ții minte tot binele 100 de ani, iar răul 200 de ani. Și uite așa te duci spre ceea ce se cheamă astăzi Homo Sovieticus. La revedere!